Revenim în țară. 7 din 10 participanți la examenele de bacalaureat au susținut testele. Cifra este cu 4,4 puncte procentuale mai mare decât la sesiunea precedentă de acum 2 ani. Anul trecut, bacalaureatul a fost anulat din cauza pandemiei. Toate rezultatele sunt afișate la intrarea în centrele de bac, dar și pe site-ul bac.edu.md. Așadar, cea mai mare rată de promovare la sesiunea de bacalaureat 2021 a fost înregistrată în rândul liceenilor. Din cei peste 10.900 de candidați, testele au fost susținute de 87,52%. În colegii și centre de excelență au fost înscriși în acest an 4.601 candidați, dintre care aproximativ 43% au obținut note de trecere. Iar cea mai scăzută rată de 13% a fost înregistrată în rândul celor restanțieri. Din 169 de persoane, examenele au fost susținute doar de 22. В центрах сдачи бакалавра вывешены списки с оценками, но толк выпускников здесь нет. Дело в том, что результаты можно узнать и онлайн, но некоторые все-таки приходят, чтобы убедиться, что в интернете все было верно. Tatăl unei absolvente care a vrut să fie alături de fiica lui a spus că a insistat să vadă rezultatele testelor. Acasă stă. Să vaccinați și stă acasă. Preventiv online am aflat, dar acolo sunt baluri și aș dori să văd anume nota. Fiica s-a așteptat mai mult, dar pentru mine eu cred că e destul de bune note. 8, 9, asta e bine. Emoțiile sunt în funcție de materie. Am luat note mari. La ce obiect aveți cea mai mare notă? La limba engleză am nota 8. Dar cea mai mică la ce obiect? Nota 6. În total, peste 11.700 de candidați au promovat examenul național de bacalaureat în sesiunea de bază. Doar 30% dintre participanții la examene au obținut o medie la toate testele mai mare de 8. Deci numărul candidaților cu nota medie mai mare sau egală cu 8 este de 3.026, iar 725 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9. 10 pe linie au luat 16 absolvenți în comparație cu 11 în 2019 la aceeași etapă a sesiunii. Toate prognozele care le-am avut s-au făcut. Am dat doar două examene, la două am picat. Deja știam că o să pic la ele și nu mi s-a făcut rău. Mă voi strui dimineața până seara să repet la toți itemii care cred că voi putea da scrie și să am o notă de trecere. În perioada sesiunii suplimentare pot participa absolvenții care, din diverse motive, motivate, au fost absenți de la sesiunea de bază sau în rezultatul sesiunii au o notă sub 5. Deci aceste două categorii de elevi sau deja absolvenți pot să scrie cereri pentru sesiunea suplimentară în perioada de 5-6 iulie. Studenta colegiului Cătălina Lupu, care a susținut cu succes testele, a decis să facă o contestație pentru rezultatele obținute la geografie. Am decis să fac contestarea pentru că nu mi-ajung două puncte până la nota 7 și cred că o să mai verifice odată ca totuși să obțin acele două puncte. Astăzi este ultima zi când absolvenții nemulțumiți de rezultate pot depune contestații la centrele de bacalaureat. Rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate în data de 4 iulie, după examinarea contestațiilor. Am analizat acasă testul și am văzut unde nu mi-ajung puncte și acolo contestez. Cum va fi, așa va fi. Speranța mare ultima. Consider că nu m-au notat corect, adică am găsit câteva greșeli ale examinatorilor. Asta e, doar la limba română am de contestat. Consider că unii examinatori au transformat bacul prea subiectiv, adică nu au fost total indulgenți, toate că au avut barem. În perioada 19-26 iulie va fi organizată sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Pentru participare, candidații vor depune o cerere înscris la centrul de bacalaureat în care au susținut probele în sesiunea de bază. Totodată precizăm că în acest an a fost eliminat de la examen pentru fraudă un candidat.